Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Curentul electric s-ar putea ieftini, gaz natural Fenosa cere micșorarea tarifului cu 5% de la 1 aprilie. PAS nu va avea propriul candidat pentru șefia capitalei, ci îl va susține pe Andrei Năstase, anunțat astăzi Maia Sandu. De astăzi puteți suna la 112, serviciul unic pentru apeluri de urgență este deja funcțional în regim de testare. O nouă demitere la primăria capitalei, Silvia Radu l-a dat afară pe șeful Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu. După gaz și facturile la lumină ar putea fi mai mici, gaz natural Fenosa este gata să reducă tariful pentru consumatorii casnici, cu cât știe colega noastră Natalia Ghețu. Natalia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Gaz natural Fenosa a anunțat că este gata să reducă prețul cu 5,5%. Asta ar însemna cu 10 bani mai puțin pentru un kilowatt-oră. Instituția a transmis ANRE-ului o solicitare de revizuire a prețului, iar reprezentanții agenției urmează să vină cu un răspuns. Reprezentanții furnizorului susțin că au luat în considerare cursul dolarului, prețul de cumpărare a curentului, dar și prevederile noii metodologii. Dacă vor fi acceptate, schimbările ar urma să aibă loc la data de 1 aprilie. Acum achităm 1,99 lei pentru un kilowatt-oră. De curând, tariful la gaz s-a ieftinit cu 20%. Asta deși experții spun că era loc de mai mult, de cel puțin 30%. Atât la acest subiect, la revedere! Natalia, mulțumesc! PAS nu va avea propriul candidat pentru șefia capitalei, ci îl va susține pe Andrei Năstase. Anunțul a fost făcut astăzi de Maia Sandu, care îndeamnă toate partidele pro-europene să sprijine candidatul PPDA. Totodată, cele două formațiuni au anunțat că vor face un bloc comun și pentru alegerile din toamnă. Și comuniștii spun că nu vor avea un candidat la localele din capitală. Îndemnăm toate forțele pro-europene, anti-oligarhice, să susțină un candidat comun la alegerile locale din municipiul Chișinău, pe domnul Andrei Năstase. Separat, șansele noastre sunt mereu mai mici. Împreună, uniți, suntem mult mai puternici. Mulțumesc celor de la Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de doamna Maia Sandu, pentru acest demers de a susține candidatura platformei DA la următorul scrutin. Cele două formațiuni spun că și-au unit forțele pentru că PD și PSRM ar face front comun în alegerile din mai. Partidul Democrat, la alegerile din municipiul Chișinău, va avea mai mulți candidați. Îi știm deja, Silvia Radu, candidatul PSRM-ului Ivan Ceban. Pericolul pierderii primăriei este unul foarte mare. Purtătorul de cuvânt al socialiștilor nu a vrut să comenteze declarațiile Maia Sandu, iar democrații spun că acestea nu sunt decât speculații. Nu este strane declarațiile de acest gen, nu este pentru prima dată făcute și nu este vorba doar de PAS, au mai făcut și alte partide de declarații de acest gen. Reprezentanții PD afirmă că urmează să decide dacă îl vor susține sau nu pe Andrei Năstase. Președintele Partidului Democrat a spus că nicio candidatură nu este exclus că va fi susținut atunci când va fi o poziție unică de partea tuturor partidelor pro-europene. Candidatul PL la funcția de primar al capitalei, Valeriu Munteanu, a salutat apelul Maiei Sandu pentru mobilizarea forțelor pro-europene, precizând însă că în bătălia pentru Chișinău, Silvia Radu și Ion Ceban sunt adversarii săi politici și nu Andrei Năstase. PAS și PPDA afirmă că își unesc forțele nu doar pentru alegerile din mai. Partidele vor crea un bloc comun și pentru scrutinul parlamentar din toamnă. Astăzi, reprezentanții celor două formațiuni au semnat mecanismul de selectare a candidaților pentru lista comună la parlamentare. Astfel va fi formată așa numita comisie de meritocrație, din care vor face parte liderii ambelor formațiuni, câte o persoană delegată de fiecare partid cu experiență în managementul resurselor umane și câte o persoană din afara celor două partide care va analiza evenimentele politice. Persoanele delegate de fiecare partid trebuie acceptate, agreate de cealaltă parte, respingerea urmând a fi motivată corespunzător. Până acum, PL a anunțat că va merge în alegeri cu Valeriu Munteanu, PSRM cu Ion Cioban, iar Partidul Ușor cu Regina Apostolova. Primarul Intermar, Silvia Radu, susține că se mai gândește dacă să candideze sau nu. Alegerile noi în Chișinău vor avea loc pe 20 mai după ce Dorin Chirtoacă și-a dat demisia. Termenul limită pentru depunerea actelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de primar este 19 aprilie. Despre anunțul de astăzi al celor de la PAS se va discuta în cadrul emisiunii În Profunzime, care începe imediat după știri. Lorena Bogza este în direct cu noi și ne spune mai multe. Lorena, bună seara!
Bună seara, așadar PAS a anunțat că îl va sprijini pe Andrei Năstase pentru fotoliul de primar al capitalei. Cât de grea a fost această decizie și cum vor fi desemnați candidații pentru parlamentarele de anul viitor, discutăm în această seară cu liderul PAS, Maia Sandu. Vă așteptăm aici, imediat după jurnal. Lorena, mulțumesc. De astăzi nu mai este nevoie să apelați 3 numere diferite ca să chemați pompierii, poliția sau ambulanța, ci unul singur, 112. Serviciul Național Unic de Urgență a fost lansat în regim de testare și a devenit deja funcțional. În același timp, apelurile la 901, 902 și 903 încă vor fi preluate. 112, ce urgență aveți? Apelul a fost preluat, ambulanța este în drum către dumneavoastră. Acesta a fost unul dintre primele apeluri preluate de operatori la numărul 112. În mai puțin de un minut, angajatul a preluat informația venită de la cel care a solicitat ajutorul și a anunțat serviciul ce urma să intervină. Apeluri, preluăm toate apelurile și ne stăruim să intervenim cât mai rapid pentru situație, să anunțăm toate serviciile de urgență. A sunat o doamnă destul de calmă pentru fiica ei, mi-a spus datele, ce am rugat, frumos, clar. Chiar din prima zi de la lansare, de dimineață 10 de apeluri au fost preluate. Unii chiar aveau nevoie de ajutor, alții au vrut doar să verifice dacă este cineva pe fir. Spre regret, probabil am preluat apeluri abuzive. Au fost persoane care fie telefonul s-au jucat și au păsat întâmplător. A mai fost un apel, o persoană vorbea neclar și a fost întrebat de câteva ori ce urgență are și în final nu a mai spus. Autoritățile spun că serviciul 112 ar însemna mai puțin timp pierdut și mai multe vieți salvate, iar ambulanța, poliția și pompierii ar interveni într-un timp mai scurt. Operatorul are la dispoziție 40 de secunde ca să transmită datele în sistemul la care toate serviciile de urgență sunt conectate. Dacă dorește să ne spună apelantul, numele lui și prenumele. Și deja facem legătura cu ambulanța, cu dispecerii de la ambulanță, la poliție sau pompieri în dependență de caz. Serviciul unic de urgență funcționează în baza unei platforme de ultimă generație, spun autoritățile, care permite ca apelantul să fie localizat în primele secunde. Vă aflați pe strada Columna 40, așteptați salvare. Pe teritoriul unic operatorul poate să vadă unde el se află și poziționa cazul. Înainte de a fi angajați, cei care preiau apelurile au fost instruiți timp de 3 luni cum să-și facă munca. Eram pus în situația în care plec peste hotare sau încerc să găsesc un loc de muncă. Și în cazul în care m-am decis să rămân aici în țară, am spus, hei bine, ce pot să fac eu? Am fost pregătiți emoțional, am fost instruiți cum să preluăm un apel. De regulă, când apelul parvine la serviciul unic de urgență 112, noi răspundem cu formula 112, ce urgență aveți? La 112 veți putea trimite și SMS sau să faceți apeluri video. Asta vine în ajutorul persoanelor cu deficiențe de auz sau văz. Că situația încă este și mai complicată, atunci se poate lucra în regim de conferință. Se conectează absolut toate serviciile de urgență și aud apelantul și posibil să vină cu întrebări suplimentare. Acum, dacă sunați la 112, vă răspund operatorii serviciului unic, iar la 901, 902 și 903 veți mai putea suna până în luna iunie. Din vară, după testarea serviciului, toate apelurile la aceste 3 numere vor fi redirecționate către serviciul unic. 112 este numărul pentru apeluri de urgență folosit în toate statele Uniunii Europene. Un centru comercial din capitală a fost evacuat astăzi în cadrul unei aplicații organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Pompierii au simulat un incendiu. Exercițiul are loc după tragedia din Chemerovo, care a luat 64 de vieți. Imediat la știri vedeți dacă a funcționat totul. La 5 zile de la incendiul din Chemerovo, 3 persoane care erau date dispărute au fost găsite în viață. Oamenii legii spun că acest lucru s-a constatat după ce a fost analizată lista celor 67 de dispăruți și doar 64 de cereri s-au confirmat. Ieri au fost înmormântate 12 persoane, iar astăzi funeraliile au continuat. Bărbatul care și-a pierdut 3 copii, soția și sora, în cinematograful, ușile căruia erau încuiate, a declarat că cineva le-ar fi blocat intenționat. N-am predastavili zapisi z camer samao prohoda v zale kinoteatra, z katorih vidno, što dveri byli ne zaperte. Poka ne dobrались уже до выхода, в коридоре был густейший дым.
абсолютно непроглядно. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно. Cine este această persoană care ar fi acționat așa deocamdată, nu se știe. Это можно было пожар затушить, да, людей бы уже не спасли, потому что они там задохнулись. Ну хотя бы мы получили бы своих близких и смогли бы захоронить, это просто невозможно опознать. Și aseară localnicii au continuat să vină la locul tragediei ca să aducă omagii victimelor. Mulți sunt indignați de faptul că au fost răspândite informații neverificate că ar fi un număr mult mai mare de victime. Nu, speculația idiot. Concret, на вот этих вот различных вещах, на которых нельзя спекулировать ни в коем случае. Люди не понимают на самом деле, что это делать нельзя. Autoritățile au respins aceste acuzații și spun că aceasta nu este singura minciună răspândită pe internet. Imaginile devenite virale în care un tânăr ar fi dat foc sălii de jocuri pentru copii ar fi fost la fel trucate. De fapt, persoana ar fi un angajat al mall-ului care și-a salutat o colegă. Tragedia din Chemerovo s-a produs duminica trecută la un centru comercial din localitate. 64 de persoane, între care 41 de copii, au murit acolo. Un șir de încălcări admise de conducerea mall-ului au fost depistate de autorități care au reținut 5 persoane din administrație. Ieri presa rusă scria că versiunea preliminară a pompierilor este că cineva ar fi dat foc intenționat unor instalații din sala de jocuri pentru copii. Versiunea însă nu a fost confirmată oficial. 7 copii și 2 educatori de la o grădiniță din satul Tartaulul de Salce, Cahul, au ajuns la spital cu suspecție la hepatita A. Potrivit medicilor, pacienții prezintă simptome asemănătoare, iar starea lor este stabilă. Hepatita A este o boală contagioasă care provoacă inflamarea ficatului. Maladia poate fi transmisă prin alimente, apă, ori prin contactul direct cu o persoană bolnavă. Șeful Direcției Sănătate Chișinău a fost demis, primarul interimar a semnat astăzi dispoziția fiind nemulțumită de activitatea acestuia. Silvia Radu acuză că a adus sistemul de sănătate într-o stare inacceptabilă. În replică, moldovanul spune că nu are de gând să plece și că va reveni la muncă după ce va ieși din concediul medical. Silvia Radu iese din minți, fiind asemenea dispoziții, știind că ele sunt vădite ilegale, dumneavoastră aflându-se ilegal în această funcție, fără să iei lămuriri, fără să iei explicații de la angajat. În dispoziția semnată astăzi de Silvia Radu se spune că Mihai Moldovan a fost demis din funcția de șef al Direcției Sănătate pentru că nu a asigurat bună activitatea instituțiilor medicale din capitală. Pe Facebook, Radu a venit cu precizări. Ea susține că a primit plângeri de la pacienți, dar că și singură s-a convins de o mulțime de nereguli. Mihai Moldovanu, care acum este în concediu medical, respinge toate acuzațiile și spune că nu are de gând să plece. Am să aplac în judecată, iar după ce revin din concediu medical, mă întorc la serviciu. Ea nu mă reprezintă pe mine, ea nu este angajatorul meu. Asta care ea mi-a cerut mie demisia, eu n-am acceptat, ea a decis să emită o dispoziție ilegală. Decizia Silvei Radu de a-l demite pe Mihai Moldovanu a fost criticată de candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei. Ion Cioban a scris pe Facebook că este doar una de formă, deoarece conform codului muncii, Moldovanu trebuia anunțat cu 2 luni înainte și că acum acesta se poate restabili prin instanța de judecată. Imediat Silvia Radu i-a răspuns lui Ceban tot pe Facebook, precizând că Moldovanu a fost concediat pe motiv disciplinar și nu e nevoie de cele 2 luni. A urmat un ping-pong de postări pe Facebook între Radu și Ceban. Primarul interimar l-a acuzat pe cel care râvnește să-i ocupe fotoriul că își face campanie electorală, iar Ceban a scris că Radu face gafe și nu știe legea. La începutul lunii februarie, Silvia Radu i-a cerut lui Mihai Moldovanu să-și dea demisia, acuzându-l că avea o companie care vinde încălțăminte medicale în spitale și care organiza chefuri în instituțiile medicale. În urma unei reforme inițiate de Silvia Radu, Direcția Sănătate din cadrul primăriei Chișinău urmează să fie absorbită de către Direcția Asistență Socială. De când a ajuns în fotoliul de primar de Chișinău, Radu a demis pretor mai mulți șefi de direcții și întreprinderi municipale. 20 de kilograme de mercur în valoare de 10 milioane de lei au fost găsite astăzi într-un depozit de la Bălți. Potrivit procurorilor pentru combaterea criminalității, mercurul era adus în țară ilegal de către o grupare și ulterior vândut. Doi dintre membrii grupării sunt moldoveni de 60 și 64 de ani. Ei au fost reținuți și riscă până la 10 ani de închisoare. Oamenii legii susțin că mercurul poate fi folosit ca o travă sau ca să fie fabricat armament și explozibil.
Socialiștii au cerut astăzi demisia lui Adrian Candu. Ei spun că acesta a avut o prestație rușinoasă în Parlamentul de la București, unde s-au marcat 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. PSRM îl acuză pe Candu că nu a apărat statalitatea Republicii Moldova. Președintele Parlamentului spune că a fost onorat să se adreseze în plenul celor două camere. Mulțumim fraților pentru dragostea față de Basarabia. La data de 31 martie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a votat declarația privind inviolabilitatea suverenității, independenței și neutralității Republicii Moldova. Domnule Candu, prin prezența acea rușinoasă la acea ședință din statul vecin, noi vă propunem să prezentați demisia de onoare, de aceea că nu mai aveți dreptul moral să reprezentați poporul Republicii Moldova. Cu adevărat, sunt de acord că domnul Candu nu poate reprezenta poporul Republicii și Moldova, că nu este așa popor. Închideți gura că îmi blasc pașaport românesc în buzunar când vă trebuie. Nu este corect să revotăm o decizie a Parlamentului care este în vigoare, care n-a fost anulată, deci ea își are puterea juridică. Isteria o să treacă. Cei mai slabi sunt supuși acestei isterii. Este un crez și este o opinie pe care noi o respectăm. Toleranță vă lipsește. Râde care râde la urmă și care va câștiga alegerile parlamentare. Socialiștii au cerut astăzi ca pe ordinea de zi să fie inclusă adoptarea unei declarații de condamnare ca răspuns la cea aprobată pe 27 martie de legislativul de la București, prin care România se arată pregătită să vină în întâmpinarea unei eventuale manifestări de reunificare din partea cetățenilor basarabeni. Cum propunerea lor nu a primit susținerea majorității, deputații PSRM au părăsit sala în semn de protest. Pe 27 martie, o delegație de la noi, condusă de Adrian Candu, a participat la ședința solemnă a Parlamentului de la București, cu ocazia marcării a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Tragedia de la Chemerovo a mobilizat salvatorii de la noi. Astăzi, pompierii au simulat un incendiu într-un centru comercial din capitală, au evacuat oamenii și au verificat cum funcționează întregul sistem. Inspectoratul pentru situații de urgență anunță că exercițiile vor continua în alte edificii aglomerate. Prima alarmă s-a dat la locul de joacă pentru copii, care se află la primul etaj. Luminile s-au stins, iar părinții și-au luat imediat odraslele și le-au îmbrăcat. Unii micuți, speriați de agitație, au început să plângă. Paznicii i-au îndemnat să păstreze calmul, iar în câteva minute toți au ieșit afară. Первые шаги, самое главное, чтобы не было паники. Всех людей успокоить и сказать, чем им надо заняться. Соответственно, мы уже показываем, где выключить выход, где пожар, очаг, в какие выходы им надо идти. Но самое главное, первое на пера, не было паники. A doua alarmă a fost dată în blocul cel mai aglomerat al centrului comercial. În mai puțin de 10 minute, toți cei aflați în interior au fost evacuați. După aprecierea noastră ca specialiștilor, acțiunile efectivului și agenților de pază cât și administrației se apreciază foarte bine. Unii spun totuși că alarma nu s-a auzit suficient de bine, iar plăcuța cu schema de evacuare este mică și se pierde printre afișele cu publicități. Doamne ferește, nici nu știu pe unde sunt, dar nici să ies. Ați văzut, nu știu, plăcuțe, cum sunt căile de evacuare? Nu am văzut nici. Cam da. De asta și nu am tras atenție. Nu prea se văd. Nu prea se văd. Ar fi bine dacă să fie văzut mai bine. Mai rău când e mai sus, la scări, aglomerat, poate să influențeze unul peste altul. Locuri de joacă care sunt la ultimul etaj. Acela de ceva periculos. În schimb, administratorul spune că centrul comercial îndeplinește toate normele anti-incendiu. Este, наверное, все-таки специалисты, которые объективно оценивают эти вещи могут. И могу с уверенностью сказать, что у нас все соответствует стандартам. Всегда найдутся, наверное, недовольные, но у нас в этом плане, я уверен, полный порядок. Tot astăzi a mers și la un centru de agrement pentru copii din cartierul Telecentru al Capitalei. Câteva mame au scris pe Facebook că acolo ușile de evacuare ar fi înguste, lucru infirmat de administrator. Avem 7 uși care duc spre balcon și 3 uși care duc spre scările de evacuare. În primul rând sunt uși standarde, după mărime standardă de 90 de centimetri și plus la asta sunt
după standard, iarăși se deschid în afară, cum cer pompieri. Am verificat și un centru comercial de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, la etajul 4, unde se vând doar țesături, nu am găsit nicio ușă de evacuare. Am încercat să aflăm de la administrație unde este ușa. Paznicii ne-au spus că directorul nu este la muncă, iar ușa de evacuare nu o putem vedea. Nu e directorul magazinului centru comercial. Da, nu este? Adică nu ne permite să filmăm sau da, ce nu ne permite? Filmam, cred. Da, puteți să ne arătați care sunt căile de evacuare în caz ușa de urgență, așa și nu am mai găsit-o. Totuși, plăcuțe cu schema de evacuare sunt la fiecare etaj. Inspectoratul pentru situații de urgență susține că va mai efectua astfel de exerciții. Tragedia din molul din Chemerov a scos la iveală o mulțime de nereguli, printre care cele mai grave sunt faptul că ușile de evacuare erau încuiate, iar alarma anti-incendiu nu a funcționat. La ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, deputații au ținut un minut de reculegere în memoria celor 64 de victime. An la rând au cărat apă de la kilometri distanță cu cisternele sau căldările. Setenii de la Chirsova, Comrat, au scăpat acum de acest timp. Вода пошла. Вода отличная, мягкая, пригодная для питья. Мы много лет старались, били тревогу, чтобы нам воду провели. Acum fiecare localnic are apă la robinet și asta pentru că la Chirsova europenii au turnat bani într-un proiect. Cum a fost și cum este acum viața setenilor, vă povestim imediat. Fostul spion rus Sergei Skripal și fiica sa au fost otrăviți la ei acasă. Poliția britanică anunță că acolo a fost depistată cea mai mare concentrație de neurotoxină. Între timp, medicii din Marea Britanie anunță că Iulia Skripal se simte mai bine și că starea ei este stabilă. Nu este clar însă dacă aceasta și-a revenit din comă. Tatăl său rămâne în stare gravă. Printr-un comunicat de presă, anchetatorii britanici au anunțat că au depistat că Sergei Skripal și fiica acestuia, Iulia, au intrat pentru prima oară în contact cu agentul neurotoxic chiar la intrarea în propriul domiciliu. Pe ușa locuințelor a fost găsită cea mai mare concentrație a acestei substanțe. Prin urmare, ei spun că investigațiile se vor concentra în mare parte pe zona din apropierea domiciliului familiei Skripal. Între timp, Rusia cere probe de la britanici că atacul nu a fost comis chiar de ei, în caz contrar, ei vor considera că au de a face cu o tentativă de omor a cetățenilor ruși care rezultata unei provocări politice majore. Mai nou, Moscova s-a arătat extrem de preocupată de starea de sănătate a Iuliei Skripal și de faptul că Londra a refuzat să ofere acces consular la ea. Pe cealaltă parte, britanicii spun că Rusia s-a cam încurcat în minciuni referitor la acest caz. First they told us that Novichok never existed. Then they told us that it did exist, but they had destroyed the stocks. And then they said that the attempted murder of Sergei and Yulia Skripal was revenge for Britain's supposed poisoning of Ivan the Terrible. What we did it to spoil the World Cup. In fact, the Foreign Office has so far counted 24 such ludicrous fibs. Peste 20 de țări, între care SUA, 18 state membre UE, dar și Republica Moldova au decis expulzarea diplomaților ruși. Casa Albă a anunțat că declară persoana non grata 60 de diplomați ruși, dintre care 12 de la ONU, și va închide consulatul de la Seattle drept răspuns la presupusa otrăvire de către Kremlin a fostului spion rus Sergei Skripal în Salisbury. De asemenea, NATO a anunțat că a decis retragerea acreditărilor pentru 7 membri ai misiunii ruse și a respins 3 solicitări de acreditări suplimentare. Printre țările europene care au declarat că nu vor expulza diplomați ruși se numără Austria, Grecia și Portugalia, deși toate trei au precizat că susțin Marea Britanie și condamnă atacul. Mai mult, Austria spune că este gata să medieze conflictul celor peste 20 de țări cu Rusia. Londra atribuie atacul neurotoxic de la începutul acestei luni Moscovei și a decis expulzarea 23 de diplomați ruși în contextul crizei. Aceasta este cea mai gravă criză dintre Rusia și Marea Britanie din ultimii ani. Moscova neagă orice implicare. Socialiștii au cerut astăzi ca ministrul de externe să vină în plen și să răspundă în fața deputaților de ce au fost expulzați cei trei diplomați ruși. Ideea de solidaritate cu Marea Britanie este absurdă și nu este decât o reacție emotivă a guvernării, consideră partidele de stânga. Reprezentanții celorlalte fracțiuni spun că și-ar dori ca mai mulți ruși să fie dați afară din țară, așa că au respins propunerea PSRM. De ce guvernarea merge pe calea distrugerii relațiilor cu
Federația Rusă și prin acest pas încă o dată a demonstrat că n-are ceea ce se numește demnitatea a unui stat. Noi intrăm în aceste jocuri geopolitice de care o să înșim, dar cu totul cu alte imagini și cu totul cu alte rezultate. O decizie corectă, de solidaritate cu acele state care sunt împotriva Poliției Federației Rusiei, care consideră că viața unui om e egală cu o sticlă de vodcă. Sunt prea puțin trei, deoarece din numărul care astăzi activează în ambasada Rusiei puteau fi găsiți mai mulți. Ne-am săturat să vedem cum strivesc cu tancurile și cu buldozerele producția noastră de Republica Moldova. Stimați frați socialiști, tovarăși de Parlament, uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în primul rând în Republica Moldova. Mă refer la procesele generate de Federația Rusă. Atunci când noi ne solidarizăm cu cineva și încă demonstrăm că noi expulzăm în trei ori mai mult, adică suntem vasali în tretiei stepene, noi ce demonstrăm prin acest lucru? În final, propunerea PSRM de a-l chema la tribună pe Tudor Ulianovski nu a avut susținerea majorității și nu a fost inclusă pe ordinea de zi. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat marți că trei diplomați ruși sunt obligați să părăsească țara în 7 zile. Decizie luată în semn de solidaritate cu Marea Britanie în urma cazului Skripal. Igor Dodon a condamnat decizia pe care a calificat-o drept o nouă provocare antirusească, mai ales că Moldova nu are niciun angajament față de Marea Britanie și țările membre NATO. Ambasada britanică la Chișinău a salutat decizia de expulzare luată de autoritățile noastre. 10 femei de succes au fost premiate aseară la Chișinău. Trofeile au fost oferite de o organizație internațională. Câștigătoarele s-au remarcat în domenii în care femeile au mai puțin acces. Una dintre cele două femei din România care a devenit Mariana Grama este una dintre femeile remarcate de UN Women, o agenție a Organizației Națiunilor Unite care promovează drepturile femeilor la nivel internațional. Ea are cel mai înalt grad militar din Republica Moldova, este prima femeie colonel din cadrul Ministerului Apărării de la noi. Iar Ina Jeleascova a impresionat prin felul în care face grafite și prin faptul că a reușit să-și transforme pasiunea într-o afacere. Начала в конце 2011 года, вот уже 7-й год пошел. Начала с обычного граффити, делала его нелегально иногда. Потом постепенно начала уже много чего рисовать, пошли заказы. То есть сейчас я как бы зарабатываю этим. Никогда бы не подумала, что началось у нас с обычного хобби, а заканчивается таким делом. Ina este singura artistă din Republica Moldova care a fost inclusă în anul 2014 în cartea 100 de artiști de grafite din Europa. Cel mai mare perete pe care l-a pictat ea se află în Dubai și are o suprafață de 150 de metri pătrați. Из последнего, что меня очень порадовало, вот была, рисовала большой достаточно проект в Арабских Эмиратах. В Дубае там открывался автомобильный салон, меня нашли по интернету, по моим работам, им очень понравилось, вот позвали, и я там целый месяц рисовала. Maria Ieșanu Cherdivare este și ea printre femeile care fac istorie în Moldova. Maria este singura luptătoare din țara noastră care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. Este triplă campioană europeană și dublă campioană mondială. Campania Tu știi că poți, realizată de UN Women, are drept scop de a aduce în fața publicului istoriile de succes ale femeilor care s-au remarcat în diferite domenii pentru a le încuraja și pe celelalte să-și urmeze scopurile. Spiritele s-au reaprins la DRN, localnicii au revenit la problema veche, nu pot împărți biserica din sat. Unii vor ca lăcașul să rămână sub ordinea Mitropoliei Basarabiei, alții îl vor la cea a Moldovei. Astăzi, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni a acuzat-o pe primărița din DRN că agită spiritele în localitate. Potrivit acestuia, în 2012, ea s-ar fi plâns la Mitropolia Moldovei pe actualul preot Florin Marin și a citit astăzi plângerea, care ar fi fost semnată atunci de 350 de seteni. Dumnealui a ridicat în ograda bisericii de mai bine de un an de zile drapelul României.
Dumnealui intenționează ca toate sărbătorile să fie sărbătorite pe stil nou. Matușca le-a numit pe femei cu cele mai murdare cuvinte, desfrânate și așa mai departe. Și că o să le dea cu capul în jos din strană. În anul 2011, de Paștele Blajinilor, dumnealui a mers prin cimitir, în stare de ebrietate, fără cruce la gât, ca să pomenească morții, luând în derâdere pe oameni. Primărița din DRN-ul respinge acuzațiile. Îmi pare foarte rău că un preot poate să minte în așa mod. Eu, în general, nu am scris niciodată nicio plângere. Pe 18 martie, locuitorii satului DRN-ul au fost chemați la adunarea generală, la care urma să se decide dacă biserica rămâne la Mitropolia Basarabiei. Câțiva localnici prezenți astăzi la conferința organizată de Episcopie de Ungheni spun însă că nu au știut despre asta. Și au fost în jur de 220 de persoane, din care au fost două rutiere de oameni străini și încă preoți, foarte mulți străini cu oamenii lor. Poate oameni din sat, dacă au fost vreo 150 de persoane și nu toți au scălit. Primarul satului are o altă versiune. Elena Oasarele spune că la adunare au participat 380 de localnici. Mai mult, unul dintre susținătorii Mitropoliei Moldovei ar fi îndemnat sătenii pe rețelele de socializare să saboteze adunarea. Lumea a venit binevolni, pus din nimeni. Unanim au votat ca actualul preot să-și continuă slujba în Lăcașul Sfânt și ca biserica din localitatea noastră să aparțină Mitropoliei Basarabiei. A fost invitat reprezentantul dumnealor, care este Revencu Vasile, nimeni nu a venit. Potrivit lui Corostinski, ieri comisarul raionului Călăraș a evacuat persoana care nopta în biserică și a sigilat lăcașul. Ieri a fost scoși oamenii din biserică de către comisarul poliției de Călăraș, împreună cu doamna primăriță și patru polițiști. Mâine, localnicii din DRN-ul spun că vor organiza un protest la intrarea în sat. Scandalul a început în luna martie, o parte din seteni fiind nemulțumiți că parohul Florin Marin a decis să treacă de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. În curând, agenții de patrulare nu vor mai avea voie să scoată plăcuțele de matriculare de la mașinile parcate neregulamentar. Proiectul propus de Democrație a fost votat astăzi în lectură finală. Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial. Până atunci, veți mai putea rămâne fără plăcuțe dacă încălcați regulamentul. Tot astăzi a fost votată în ultima lectură și prevederea conform căreia în actele de identitate nu se va menționa grupa sangvină. Nevoiți de când se știu să care apă cu cisternele sau căldările, sătenii de la Chirsova Comrat au scăpat de acest chin. Acum au apă la robinet și nu se mai spetesc să o aducă de la kilometri distanță. Oamenii au fost conectați la peduct după ce au primit bani de la europeni. Mai toate satele din țară, la Chirsova, oamenii cărau până nu demult apă de la fântâni sau de la izvoare. De câteva luni, sătenii au scăpat de acest chin. Au apă la robinet chiar în curtea casei. Asta datorită celor două sonde și turnului de apă construite la Chirsova din banii oferiți de Uniunea Europeană. Până acum, doar 6 din 10 gospodării aveau acces la apeduct. Pentru ceilalți era un chin. Tractor prevăzil, plătile tractorului, tak în на месяц жижик воды. Это 2 тонны. Очень трудно было с водой. De câteva luni, toți sătenii au apă la robinet. Acest bărbat spune că viața a devenit mai ușoară. Вода пошла. Вода отличная, мягкая, пригодная для питья. Мы много лет старались, били тревогу, чтобы нам воду провели. Bucuroasă este și fiica sa. Acum nu mai este nevoită să economisească fiecare picătură de apă. Nachibă, конечно, нет, и лучше вода. С песком она была. Costul proiectului este de peste 90.000 de euro, dintre care 65.000 au fost oferiți de Uniunea Europeană, iar 27.000 de euro au venit din bugetul local. La evenimentul de lansare a fost prezent și ambasadorul UE, Peter Mihalko, dar și bașcanul autonomiei găgăuze, Irina Vlah. До 2016 года напрямую к нам не приходил ни один европейский проект. Я думаю, что надо вопрос задать господину Михалко. Я возвращаю вопрос тоже. Может быть, это связано с открытостью властей. Власти автономии сегодня максимально настроены на экономическое развитие региона. După ce au vizitat turnul de apă, reprezentanții UE, dar și bașcanul Găgăuziei au mers în vizită la oamenii din sat. Și pentru că drumul era îngropat în noroi, aceștia au evitat să-și murdărească pantofii, așa că mașinile lor au înaintat cât au putut pentru ca ei să poată urca.
Pe la porțile sătenilor, însă, unde nu e nici zare de pietriș, au fost nevoiți să frământe noroiul. Drumurile sunt necesare pentru infrastructura societății de astăzi, în fiecare țară. Ulterior, ambasadorul UE a gustat apa. Нас водой не чокается, я ну могу что? Вина вынести. Я надеюсь, что такой водой, что можно чокнуться. Proiectul a fost realizat în cadrul programului SARD al programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Până la sfârșitul anului 2018, 40 de localități din Găgăuzia și raionul Taraclia își vor îmbunătăți infrastructura datorită asistenței oferite de Uniunea Europeană prin intermediul acestui program. Dacă v-ați săturat de vacanțe pe malul mării anul acesta, puteți alege să mergeți în peșterile din Moldova. Veți călători pe bicicletă și veți locui în cabane acoperite de stuf. Avem biciclete pentru turi cu bicicletă, caiacuri ca să călătoresc pe râul Prut. Este și o mașină mică de teren. Sunt locuri și pentru corturi. Aceasta este doar una dintre sutele de oferte expuse la târgul de turism de la Moldexpo, cu ce încearcă să-i adevinească pe vizitatori agențiile din străinătate, vă spunem în jurnal. Partidele care vor promova femeile în politică ar putea primi bani în plus de la stat. Ideea anunțată luna trecută de Vlad Plahotniuc a ajuns astăzi în plen și a trecut de prima lectură. Proiectul mai prevede că viitoarele candidate înaintate pe listele circumscripțiilor uninominale să adune de două ori mai puține semnături decât bărbații. Deputata Alina Zote a criticat ideea, spunând că în felul acesta femeile parcă ar fi cumpărate. Partidele politice vor respecta cota de cel puțin 40% de candidați femei înaintați în circumscripții uninominale, vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid și un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripția uninominală. De ce nu veniți în acest proiect cu micșorarea pragului electoral, și anume de 6% pentru partidele care vor promova pe liste, spre exemplu, mai mult de 50% femei în primii 10. Ce ține de pragul electoral, este vorba despre codul electoral și nu ține de acest proiect de lege. Unicul mijloc de a promova femeile în politică sunt prin alocarea acestor bani. Deci, femeia este egal cu o sumă de bani, cu părere de rău. Femeia nu are preț. Femeia nu poate fi cumpărată. Să vă fie rușine. Femeia nu are preț, într-adevăr. Nu mințiți. Finanțarea este pentru partide. Proiectul de modificare al unui articol din legea privind partidele politice a fost votat astăzi în prima lectură și ar putea intra în vigoare din 2019. Despre acest lucru s-a auzit prima dată la începutul lui februarie la sediul PD, atunci când Vlad Plahotniuc, critic înverșunat al Maiei Sandu, preciza că vrea mai multe doamne în conducerea țării. Activiștii în egalitate de gen consideră că propunerea vine să pună femeia din start într-o poziție de inferioritate, pentru că nu ar fi în stare să se promoveze singură și nici să strângă numărul de semnături necesare pentru a accede într-o funcție. Un incident cumplit s-a produs la San Francisco. Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni aflați pe trotuar. A ucis o persoană și a rănit patru, după care și-a văzut de drum. Reținut de poliție, el a declarat că a făcut asta intenționat pentru că se certase din cauza unui loc de parcare cu unul dintre oamenii aflați acolo. Accidentul s-a produs ieri dimineață în centrul orașului San Francisco. Potrivit martorilor, conflictul s-a iscat din cauza că șoferul camionului ar fi parcat aiurea. Câțiva trecători au făcut observație, iar asta l-a înfuriat pe conducătorul auto. Un alt martor spune că altercația a luat amploare atunci când alte câteva persoane care trăgeau pe alături au decis să intervină pentru a calma spiritele. The guy in the van was just crazy and got out of the van with an axe and went after the guys and they took the axe away from him and they chased him back to the van and he flipped the van around and he drove it up on the sidewalk. În consecință, 5 persoane au fost rănite și transportate la spital. Un bărbat s-a stins la scurt timp după ce a fost internat, iar alți 3 oameni sunt în stare gravă. Atacatorul a fugit de la fața locului, iar polițiștii au pornit imediat pe urmele lui. L-au prins la aproximativ o oră de la accident și l-au încătușat. Acum el riscă ani grei de închisoare. Și câțiva pietoni din Moscova au fost la un pas de moarte. O mașină a poliției era cât pe ce să-i strivească după ce a fost lovită de un alt autoturism. O bătrână s-a ales cu piciorul rupt.
În imaginile filmate de o cameră de bord se vede cum pietonii așteaptă la semafor ca să traverseze strada. La un moment dat, o mașină a poliției trece cu viteză, iar un alt autoturism o lovește lateral. În urma impactului, mașina poliției a zburat în direcția pietonilor. Nu se știe deocamdată cine se face vinovat de accident. Cel puțin 68 de persoane au murit într-o secție de poliție din Venezuela în urma unui incendiu. Flăcările au izbucnit în timpul unei tentative de evadare a unui grup de deținuți care a creat acolo o adevărată răscoală. Disperate că nu li se oferau informații, rudele deținuților s-au luat la bătaie cu gardienii. Pentru a calma spiritele, poliția a folosit gaze lacrimogene. Incidentul a avut loc ieri într-un centru de detenție din orașul Valencia. Totul a început după ce persoanele încarcerate au declanșat o răscoală pentru a protesta față de condițiile din izolatoare. Deținuții au dat foc unor saltele și au furat armele paznicilor în încercarea de a evada. Un polițist a fost împușcat în picior, dar se află în stare stabilă, iar în timp ce pompierii încercau să potolească flăcările, rudele celor care se aflau în interior în momentul în care a izbucnit incendiul încercau cu disperare să afle dacă cei dragi lor mai sunt în viață. No tengo información de él, no sé nada. Queremos información de nuestros familiares. No sé nada de mi hermano. Dice que hay tanto muerto, hay quemado, hay herido. Potrivit informațiilor preliminare, o parte dintre victime au fost carbonizate, altele au murit prin asfixiere, iar altele au fost împușcate. Printre persoanele decedate se află și două femei care se aflau în vizită în momentul incidentului. Incendiul a fost localizat în 2 ore. Spațiile de detenție din Venezuela sunt supraaglomerate și duc lipsă de bunuri de bază în contextul unei crize economice accentuate care afectează țara bogată în resurse de petrol. Dacă nu știți unde să mai mergeți în vacanță, o mulțime de agenții de la noi și de peste hotare vin să vă dea idei la târgul de turism de la Moldexpo. Unele vă invită să intrați în peșterile din nordul Moldovei, altele vă cheamă să stați în hotele de 5 stele pe insule exotice. Alegerea depinde de buzunarul fiecăruia. O vizită la grotele de la Doruitoarea Veche este oferta adusă în premieră în acest an de o agenție de turism. Peșterele în care au trăit oamenii preistorici cu peste 200 de mii de ani în urmă se află în nordul țării, în valea râului Prut. Alături sunt cabane din lemn acoperite cu stuf în care vizitatorii se pot caza. Avem biciclete, caiacuri ca să călătoresc pe râul Prut. Este și o mașină mică de teren. Sunt locuri și pentru corturi. Iar localnicii din autonomia găgăuză și ademenesc turiștii cu bucatele tradiționale și obiceiurile lor. Если он хочет попробовать нашу кухню, мы его обязательно можем отвезти в Кангас. Дешевле, конечно, в Камрад, но, конечно, еще дороже. Și agențiile de peste Prut au venit să invite pe vizitatorii târgului să vadă munții și plajele. Rezervările pentru 2019 au început cu o reducere de 30%. Foarte interesant, orașele din România unde s-au dezvoltat festivaluri foarte mari. Orașele din România au devenit centre de interes pentru city break-uri. Pachete combinate Delta Dunării cu litoral, prețurile de la 300 de euro până la 500 de euro. O altă agenție îi cheamă pe turiști să facă turul castelelor din România. Castelul Huniazilor, Castelul Bran, Castelul Peleș, Cetatea Mogoșoaia. Avem și ghid vorbitor de limbă rusă pe tot parcursul turului. Printre cele mai atractive oferte pentru turiștii moldoveni sunt cele care presupun tratament medical, cum ar fi Salina Turda. Pentru intrare, vizitatorii scot din buzunar între 75 și 150 de lei. Tratamentele pentru problemele căilor respiratorii, astmuri ușoare, avem un lac cu bărci, este fantastic să te plimbi cu barca la 120 de metri adâncime. După Turcia și Bulgaria, Malta este una dintre noile destinații preferate de moldoveni pentru vacanțele de vară. Sunt foarte mulți interesați pentru că este o destinație nouă, nu atât de vizitată și nu atât de descoperită. Pentru o vacanță de câteva zile, unii au făcut economii un an întreg. De lucrat aproximativ un an, doi, pentru o vacanță de o săptămână în aceeași Turcia. Prețurile nu sunt cam schimbate în comparație cu anul trecut, dar sunt mai puține variante. Alții speră că vor câștiga vacanța de vis la tombolă. Am participat la o tombolă referitor la Bulgaria. Cine știe, poate că să am noroc. Anastasia este studentă în anul întâi la specialitatea servicii hoteliere, iar astăzi a venit la târg împreună cu toată grupa, într-o vizită mai mult didactică. Мы там изучаем, допустим, одно-две. Здесь представлены практически все турфирмы, которые у нас работают.
работают, и интересно сравнить цены, сравнить предложения и делаем выводы. În cadrul târgului, care va fi deschis până pe 1 aprilie, peste 100 de companii din Moldova, Bulgaria, Ucraina, România, Turcia și Maldive își prezintă ofertele. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați că dacă veți avea imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă!